La 25 de ani, Bogdan Ilieș, absolvent de Politehnică, a lăsat șantierele și casca de inginer deoparte și a luat în mână acul și ața, a început să dea viață unor creații vestimentare. După ce și-a descoperit pasiunea pentru croitorie, s-a îndrăgostit iremediabil de această artă. Astfel, a îmbrățișat o meserie nouă care ține exclusiv de pasiunea lui. L-am întâlnit pe Bogdan la Haba de la Bădăcin, printre zeci de reprezentante ale sexului frumos. Totuși, Bogdan le-a făcut față cu instrumentele care l-au consacrat, acul și ața. Mă numesc Bogdan Ilieș, sunt din Cristolțel. Vreau să ne spui, Bogdan, de unde această pasiune? Iată că ești un reprezentant al bărbaților astăzi aici. De unde pasiunea pentru cusut? Pasiunea pentru cusut a venit dintr-o dată, în urmă cu aproape un an de zile. Am primit o propunere pentru croirea cămășilor și a iilor și am zis, măi, da, încerc. Am încercat și după aceea am zis, mă, da, eu nu pot să brodez, chiar așa de greu îi. Și am început să brodez. Am luat foarte multe modele de pe ștergori, de pe internet. În ziua de azi găsești orice. Și uite că am ajuns până în ziua de astăzi să fac foarte multe, foarte multe realizări. Cea mai mare realizare, prima realizare, să-i zic așa, am făcut cămășile pentru ansamblu de la Gibou. După care am mai făcut cămăși pentru... mă gândesc acum, dar nu țin minte chiar toate numele, dar mă gândesc la cine am mai făcut, că nu mai țin minte. Cea mai mare realizare, până la urmă, ca asta vreau să zic, am avut propunerea să fac veșmintele preoțești, tradiționale. Există și această alternativă? Să existe și există veșminte preoțești cu motive tradiționale? Da. Nu știu la noi dacă s-a mai făcut. Am înțeles că la Bihor, dacă nu mă înșel, la Bihor s-au mai făcut. Dar am zis, da, ce provocarea. Și de Paște am reușit să le realizez. Foarte greu. A fost foarte, foarte greu. Câtă muncă a stat în spatele acestor veșminte? Aproape 4 luni de zile. Da, 4 luni de zile, nopți nedormite, weekend-uri nedormite, neieșite, acum, dar a meritat. A meritat. Este o mulțumire sufletească în primul rând. Asta vreau să zic, că nu sunt mai mult satisfăcut pe partea, cum ai zis, da, sufletească decât pe partea materială sau, acum până la urmă, dar mai mult pe partea asta. Deci chiar sunt foarte, foarte mulțumit și deja și am o comandă de veșminte. Am zis că trebuie să le programez foarte, foarte bine, bine structurate pentru ca să nu mi se dea peste cap și totuși, până la urmă, e o muncă foarte grea și este uneori când faci și chiar dacă ai făcut, realizezi că când ai ajuns în celălalt capăt, nu e ok. Și trebuie să strici și strici și refaci și tot așa, dar până la urmă este puțin să zic și mâna lui Dumnezeu, pentru că asta este și chiar am zis că am devenit un om mult mai credincios de când am început să realizez aceste veșminte și sper în continuare să realizez foarte multe. Deci chiar... Vreau să ne spuneți, s-au îndreptat aceste veșminte. Cine le poartă în acest moment? În acest moment le poartă părintele stareț de la Strâmba și Grigentie, da?
Ei sunt cei care acum le poartă și următorul este Sfântul Părintele de la mine din sat. Am zis că o să le donez. Deci chiar o să le donez eu bisericii, pentru că sunt foarte mulțumit de cele două realizate înainte și atunci am zis că pot să fac sacrificiul ăsta, pentru că chiar merită. Așadar, este o muncă frumoasă. Cât este muncă și cât este talent? Pentru că e nevoie, într-adevăr, și de talent în toată această poveste. Să zic 50-50, să nu zic mai mult sau mai puțin. 50-50 este muncă, 50 talent sau... Toată lumea mă întreabă de unde, cum. Am înțeles că ceva străbunică a fost pasionată de aceste lucruri, cu războaie, cu... Deci era din sat singura care știa să le facă foarte bine și eu n-am știut, într-adevăr, și am zis probabil că să fi moștenită ceva, cu toate că am făcut altă facultate și nu se bat cap în cap deloc. Mă duce gândul acum să mă înscriu la ceva curs sau, de ce nu, și la facultatea de design. Eu, pe lângă aceste haine tradiționale, mai realizez și haine normale sau rochii de gală. Chiar acum am anul ăsta de făcut rochii de mireasă. O să urmez un proiect ceva legat cu tradițional și... Dar cred că numai în toamnă sau în primăvară la anul, pentru că necesită foarte mult timp. Chiar foarte, foarte mult timp. Să înțeleg că ai un atelier acolo la tine acasă? Da, dintr-o cameră în casă am transferat într-un atelier. Chiar acum, înainte de Paște, am spart toți pereții și am pus foarte multe farfurii și mă certeau ai mei, dar după aia au zis că într-adevăr e și ceva minunat. Da, chiar vreau să montez un război, dar spațiu. Spațiu e o problemă întotdeauna, dar sper, chiar dacă nu reușesc anul ăsta, la anul vreau să-mi fac atelier separat, expre pentru astea. Deci chiar a devenit o afacere, până la urmă pot să spun. Vreau să ne spui dacă te caută lumea. Tu te-ai lansat deja și pe partea de veșminte tradiționale, cum spuneai, însă și pe partea de design. Vine lumea, te caută? Da. Mă caută lumea foarte mult, chiar înainte de Paște. A fost o perioadă, vreo 2 săptămâni, când efectiv persoanele care le cunoșteam trebuia să le refuz. Chiar nu mai puteam, pentru că mă gândeam, adică am pățit faza când m-a sunat X și mi-a zis vreau o cămașă sau vreau un papion sau o cravată, ceva, și am zis nu pot și nu m-am mai contactat. Deci s-a întâmplat și chestia asta și atunci am zis, mă, cei apropiați trebuie să-i las ultima dată și pe cei noi să iau de la momentul când mi se sugerează comanda. Cum spuneai, urmează un proiect important, cel legat de rochii de mireasă, să mai așteptăm până la momentul în care o să le lansezi. Cât de greu este, de fapt, să realizezi astfel de lucruri care sunt atât de complexe până la urmă? Prima dată, într-adevăr, este foarte greu, dar în momentul când am un model, de exemplu, dacă aș avea un model de cămașă, să zic, și mi-aș zice, uite, să ți-l fac așa, exact așa ți-l aș face. Deci, dacă am modelul în față, e mult mai, nu știu, parcă dacă îl văd sau îl ating, îl ăsta, mă uit cât trebuie așa, îmi este mult mai ușor. Dar sunt și care le fac după poze. Da, deci dacă îmi trimite cineva o poză sau ceva, le fac și după poze, într-adevăr. Așadar, fără profesor, Bogdan, inginer, îmi permit să spun acest lucru, iată că ai fost autodidact și ai învățat. Da. Ce urmează? Cum vezi tu viitorii ani pentru tine? Greu de spus, cu multe realizări, foarte multe, cu o echipă în spate, chiar îmi doresc o echipă în spate, chiar am zis, îmi doresc foarte mult o echipă care să... Dar niciodată, dacă o să ajung foarte sus, eu am zis că niciodată nu o să fiu persoana aia care să stea în birou și o să se ocupe de hârtie, nu. O să am o persoană care să se ocupe de partea economică, contabilă, etică, și eu vreau să lucru cot la cot cu oamenii. Deci asta îmi doresc tot timpul.
pentru că ești în acest domeniu și vezi cum se întâmplă lucrurile, mai sunt tineri atrași spre această meserie? 2%, să spun. Deci probabil 2% care, nu știu, din plictiseală sau... Nici nu știu ce să-i spun, dar foarte puțin normal. Tineri, foarte puțin. Vin adolescenți la tine care să aibă această dorință de a învăța? Da, sunt persoane care mă întreabă și îmi zice, dar în momentul când încep să facă și, într-adevăr, prima dată nu-ți iese, că nici mie nu mi-a ieșit. Și se enervează și zice, eu nu mai fac nimică, deci se poate. Asta este în ziua de astăzi, vezi că este mai ușor să... mergi să-ți cumperi decât să-ți faci tu. Dar sunt și care sunt foarte pasionați și stau alături de mine când lucrez. Chiar în perioada când lucram la veșminte, aveam care stăteau cu mine numai pentru comunicare și să nu stau singur, să mă plictisesc, cu toate că nu te plictisești până la urmă. La final, un mesaj și o idee despre echipa de la Jbon, care, iată, tu până la urmă te-ai integrat. Un mesaj, suntem o echipă tare, suntem o echipă unită, chiar am zis, uite, ne-am hotărât să venim aici și asta înseamnă să fim uniți. Oameni minunați, oameni respectabili, ne respectăm unul pe altul, ne ajutăm unul pe altul și ce pot să zic, să fim așa în continuare și să ne mulțim. Asta vrem până la urmă, să ne mulțim și să învățăm cât mai multe. Asta e cel mai important lucru până la urmă. Mulțumim tare mult, Bogdan, ești un exemplu pentru tânăra generație și îmi permis să spun acest lucru. Îți urăm succes și spor în continuare pentru că ai nevoie. Mulțumesc și eu la fel și vouă. Bogdan este nelipsit de la târgurile meșteșugărești organizate în Sălaș și în județele vecine, iar succesul de care s-au bucurat creațiile lui îl motivează. Bogdan devine astfel un exemplu pentru generația tânără, fiind modelul tânărului care și-a transformat pasiunea într-un business de succes.